E foarte important să subliniem că adolescența în sine este vârsta în care omul dorește popularitate, mai recunoaștere. Mult, recunoaște mai mult decât în alte perioade ale vieții. Și atunci, evident, din moment ce o imagine face cât 1000 de cuvinte, popularitatea, așa zis și prieteni de pe Facebook sau de pe rețelele de socializare, sunt cei care în mod inconștient îi fac pe tineri să își dorească cu orice preț acest selfie, fără să țină cont de, de fapt, ei nici nu le consideră niște potențiale riscuri. Pur și simplu, în mintea lor și în mintea noastră, dar cu atât mai mult în mintea lor, nu se poate întâmpla nimic rău până când se întâmplă. În momentul în care copiii își găsesc refugiu în tehnologie, gadget-uri și tot ce știm că ne înconjoară până acum, e clar că undeva în relația parentală ceva ar trebui îmbunătățit. Pentru că întotdeauna o relație umană, părinte-copil, este preferabilă din perspectiva copilului decât o relație cu tehnologia.